deci cineva mai trebuie să răspundă, trebuia să vă anunțe. Sau putea nou să ne ia numărul telefon să ne zică, în momentul în care ajungeți, poftiți, cu toate că nu am nicio obligație, în orașul cutare și debarcați, sunați la jandarmerie, da? De ce? Noi ne-am conformat ordinelor care au fost acolo. Controale de sănătate de la DSP, formularele pentru izolarea la domiciliu date și pe propria răspundere fiecare, în parte, și atât, altceva, nimic deosebit. Cu mașina. După oprire. Nu, nu. Bănuiesc că aici la Buzău oamenii sunt mai informați ca oricare alții din țară și au sesizat că am apărut aici. A venit să-și ia persoanele, să izoleze la domiciliu, să le pună în vedere situația care, într-un mod normal, cum ar trebui să se întâmple, de obicei. Deci, de unde veniți și unde mergeți? Și câte persoane aveți? Deci venim din Anglia și Belgia, mai precis Londra și Bruxelles, și mergem la Brăila. Asta sunteți din Brăila? Da, Brăilean, da. Ce veți face? Veți sta în izolare? Nici eu nu sunt absolvit de situația asta și ca un om întreg la minte, neștiind situația și gravitatea care e expusă, vă dați seama că nu pot să mă distrug familia, nu? Și noi asta ați proceda la fel. Deci stai în izolare. Cum să nu? 14 zile. Cum să nu? Fără doar ce poate, nu există. Thank you.